Buletine de vot mai puține decât prevede legea. Este vorba despre un număr insuficient de buletine pentru secțiile de votare de pe raza județului Mureș. Situația a creat agitație în lumea politică, iar prefectului de Mureș a fost solicitată demisia. Se pare că Prefectura Mureș a tipărit buletinele de vot în funcție de datele din Registrul Național al Alegătorilor, unde figurau cel puțin 426.000 de alegători. Cu toate acestea, potrivit datelor furnizate de Biroul de Circumscripție Județeană Mureș, figurau aproape 490.000 de persoane. Acesta ar fi motivul pentru diferențele în minus ce a dus la insuficiența buletinelor de vot. De altfel, autoritățile din Târgu Mureș sunt de părere că numărul buletinelor ar fi fost oricum insuficient, indiferent după care statistici ar fi fost tipărite acestea. Doar 98% din necesarul prevăzut de lege au fost distribuite. Acum este solicitată demisia prefectului de Mureș, Lucian Goga, pentru periclitarea procesului electoral.